de a fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, ai fi cerut de la el apă și ți-ar fi dat apă vie. Hristos a înviat. Ne aflăm în duminica a cincea de la Paști, iar această duminică este numită în calendarul bisericii noastre Duminica Samarinencii. Este o duminică în care ne aducem aminte de o minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o cu o femeie din Samaria și o duminică în care cinstim această persoană, această femeie, pentru înțelepciunea și schimbarea vieții sale în Mântuitorul Iisus Hristos. În întreaga viață liturgică, perioada de la Paști până la pogorârea Duhului Sfânt, care are 50 de zile, este împărțită în două mari părți. Primele trei duminici fac referire și în Evangheliile care sunt citite fac referire la taina învierii Mântuitorului Iisus Hristos, iar începând cu Duminica a patra, sunt Evanghelii care vorbesc despre minuni ale Mântuitorului Iisus Hristos, în care apa are un rol foarte important, apa fiind un puternic simbol al Duhului Sfânt, cel care este dătător de viață, pentru că așa cum apa dă viață Pământului, la fel Duhul Sfânt dă viață lumii. Sfânta Evanghelie pe care am ascultat-o astăzi este una dintre cele mai lungi, așa cum am văzut, și este istorisită doar de către Sfântul Evanghelist Ioan. Ea ne ajută să înțelegem această legătură care există între învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos și pregătirea noastră pentru pogorârea Duhului Sfânt pe care o vom sărbători în curând. Relația pe care lumea creată a lui Dumnezeu, Biserica și fiecare dintre noi o are cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt este diferită și aceasta pentru că modul de a lucra, economia prin care cele două persoane ale Sfintei Treimi, Fiul și Duhul, lucrează, sunt diferite și sunt caracteristice caracterului lor ipostatic. Noi credem cu putere că Dumnezeu Tatăl este Cel care îl trimite pe Fiul, care în Duhul Sfânt ne împărtășește Harul Său, Harul iubirii Sfintei Treimi. În fiecare moment, toate cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lucrează împreună, dar de fiecare dată, noi oamenii, vedem mai mult una dintre ele. Iar în Evanghelia de astăzi, într-un mod extraordinar, Mântuitorul Iisus Hristos ne arată în același timp prezența Sa ca Fiul al omului și Fiul al lui Dumnezeu, dar de așa ne anunță și ne face o revelație asupra Duhului Sfânt care vine către noi. Epitrahilul pe care îl poartă fiecare preot în Biserica Ortodoxă are două părți. Și aceste două părți reprezintă tocmai lucrarea Fiului și lucrarea Duhului care se întâlnesc într-un punct și care este Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Fiul se naște în veșnicie din Dumnezeu Tatăl, iar Dumnezeu Duhul Sfânt purcede din veșnicie din Dumnezeu Tatăl. Evanghelia pe care am ascultat-o ne istorisește o întâmplare care se petrece la începutul activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos. Iisus Hristos se află împreună cu ucenicii Săi în Iudeea, iar El predică vestea Împărăției lui Dumnezeu, iar ucenicii botează. Evanghelia ne spune clar, nu Hristos botează pentru că El a venit pentru un alt botez,
ce ucenicii săi. Acest lucru este auzit foarte repede de către cărturari și farisei și aceștia încep să devină invidioși, geloși pe acest nou rabin, Iisus Hristos, care câștigă din ce în ce mai mult ucenici. Iar auzind acest lucru, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a nu tulbura, părăsește Iudeea și merge în Galileea. Cine a călătorit sau cine s-a uitat pe o hartă știe că Galileea se află în nord, Iudeea se află în sud, iar cele două mari părți ale Țării Sfinte sunt separate de către o altă care se numește Samaria. Ca să poți trece din Iudeea în Galileea, trebuie să traversezi deci prin Samaria sau să ocolești prin Perea, făcând un drum foarte lung. Iisus Hristos nu face acest ocol, ci trece prin Samaria, deși Samaria este o regiune, este o țară, care are o mare ură față de poporul ales. Acest lucru pentru că în secolul 8 înainte de Hristos, atunci când Țara Sfântă a fost cucerită de către asirieni, această parte care este Samaria s-a amestecat cu triburile care au sosit odată cu această cucerire, au renunțat la credința lor în Dumnezeu cel Unu și au împrumutat de la invadatori credințele lor păgâne. De aceea, iudeii îi considerau niște oameni spurcați, niște oameni trădători care și-au trădat învățătura, și-au trădat credința, și-au trădat neamul. În plus și pentru faptul că după revenirea poporului ales din robia babilonică, samarinenii n-au fost de acord să meargă să reconstruiască templul din Ierusalim și și-au făcut un templu al lor pe muntele Garizim. E bine, această evoluție istorică a făcut ca între aceste popoare să existe o ură foarte mare, care din păcate se păstrează până astăzi, și în informațiile pe care le ascultăm, auzim tensiunile între Palestina și Israel, iar orașul Sichem, care este actualul Naplus din Palestina, se află deci în Samaria. Mântuitorul pleacă spre Samaria și după ore multe de drum, cel puțin 10 ore, datorită căldurii ne aflăm într-o țară mediteraneană, este obosit de drum, este prăfuit și însetat. Și mergând ajunge în acest oraș Sichem, la marginea lui, unde găsește o fântână. O fântână unde se oprește împreună cu ucenicii săi pentru a bea apă, iar ucenicii merg în oraș pentru a cumpăra mâncare. Este primul detaliu, primul amănunt care ne surprinde să-L vedem pe Iisus Hristos însetând și obosind. Dar Evanghelia dă aceste detalii pentru a ne arăta că Iisus Hristos, care este Dumnezeu adevărat și om adevărat, atunci când în mod liber a ales să se facă ca unul dintre noi, să se facă om, a luat aceste neputințe ale omului care sunt consecințe ale păcatului. Astfel încât îl vedem pe Iisus Hristos însetând, îl vedem flămânzind, ne aducem aminte în pustiul carantaniei, sau îl vedem plângând atunci când prietenul său Lazar moare. Rămânând singur la fântână lui Iacob, așa cum era numită, o femeie din oraș, o samarineancă, vine cu o căldare și cu un urcior pentru a lua apă. Este un lucru special pentru că știm că în țările calde, ziua prânzului nu este un moment în care să mergi să iei apă. Este foarte cald și, în general, localitățile sau împrejurimile localităților sunt pustii.
Cu toate acestea, în mod neexplicabil, această femeie vine la fântână, iar în momentul când se apropie de fântână, Hristos îi cere să bea apă de la ea. Este un moment care ar fi putut să nu se întâmple, în sensul că această femeie ar fi putut refuza să-i dea apă sau ar fi putut să nu intre în vorbă cu el. De ce? Pentru că Iisus Hristos era un rabin evreu, iar ea era samarineancă. Pentru faptul că Iisus Hristos avea credința iudaică, iar ea avea o credință eretică samarineană, și pentru faptul că ea era femeie, iar el era bărbat. În lumea antichității, o femeie nu putea vorbi, nu putea atinge un rabin. Și acest lucru se putea face doar prin intermediul unui bărbat, căreia acea femeie transmitea întrebarea și care la rândul său o transmitea rabinului. Aceasta arăta un pic situația femeii din acea vreme. El era evreu, ea era samarineancă, nu aveau de ce să vorbească, nu aveau de ce să se apropie unul de celălalt, pentru că, așa cum spuneau, doar dacă beai și un pahar de apă de la samarineni, erai considerat spurcat. Și în al treilea rând, religiile lor erau diferite. Toate aceste trei aparente bariere sunt spulberate, sunt distruse de către Mântuitorul Iisus Hristos atunci când El îi cere acestei femei să bea. Între ei, între acești doi oameni, există această fântână, o fântână despre care arheologii ne spune că avea 32 de metri și care are în profunzimea ei, într-un loc deșert, unde nu crește nimic, apa. Această apă în profunzime este simbolul puternic al Duhului Sfânt, pentru că așa cum apa dă viață pământului, la fel Duhul lui Dumnezeu dă viață oamenilor. Ca să ajungi la această apă, trebuie să săpi mult. Să săpi pentru a ajunge la nivelul apelor freatice, unde poți găsi apă. Și această imagine ne ajută să înțelegem că fiecare dintre noi, fiecare om, indiferent cât de bun sau de rău ar fi, are în profunzimea lui, în cel mai adânc adânc al lui, această apă care este apa Duhului Sfânt. Când Mântuitorul Iisus Hristos cere apa acestei femei, femeia leagă această discuție care ne pune în față o persoană foarte deschisă, foarte sinceră și care simte că întâlnirea cu acest om străin, acest dușman, în ghilimele, ar putea să-i schimbe viața și că nu are niciun rost să rateze această mare întâlnire. Ambele persoane folosesc același cuvânt, vorbesc despre apă, numai că la Mântuitorul Iisus Hristos este vorba despre apa cea vie, este vorba despre harul Duhului Sfânt, iar la femeie este vorba despre apa pe care era obligată cu greutate să o aducă în fiecare zi pentru a-și întreține gospodăria. După ce Mântuitorul Iisus Hristos spune femeii că dacă ar fi știut darul lui Dumnezeu, atenționând asupra faptului că întâlnirea lor, de fapt, este un mare dar pe care această femeie îl primește, ar fi cerut de la el apa vie, face un pas mai departe în discuția lor și femeia care, simțind că este o mare ocazie și cere să bea această apă, Hristos
face un mic moment de pauză pentru a o pregăti să se împărtășească de această apă pe care vrea să o primească cu multă ușurință. Mai ales că, așa cum spune Evanghelia, dacă ar fi băut această apă, n-ar mai fi însetat niciodată și nu ar mai fi fost obligată să o care de la această fântână. Iisus, în mod discret, introduce pe altcineva în discuție și îi spune femeii să îl cheme pe bărbatul ei. Iar în momentul când spune acest lucru, am putea spune că începe o spovedanie, o mărturisire a femeii, care în mod timid spune că nu are bărbat. Ea nu minte, dar nici nu spune adevărul întreg. Însă Iisus Hristos, care este cunoscătorul inimilor și al sufletelor noastre, îi spune: adevărat ai răspuns. 5 bărbați ai avut până acum, iar cel cu care ești acum nu ți este bărbat. Și în momentul când zice acest lucru, samarineanca, care vine dintr-o religie unde nu aveau cărțile profetice, odată ce s-au separat de poporul ales, au păstrat doar Tora, doar legea. Dar nu au mai luat cu ei și profeții din care ar fi putut să afle că Iisus Hristos din Nazaret este Mesia. Și samarinenii și iudeii îl așteptau pe acest Mântuitor. Numai că felul în care au primit și s-au pregătit pentru acest moment era diferit. Deci în momentul când acest rabin îi spune că a avut cinci bărbați, iar cu cel cu care trăiește nu este soțul ei, ea are un moment de revelație și își dă seama că persoana cu care stă de vorbă nu este un om comun. Și este cineva care știe deja taina vieții sale. Și aceasta este frumusețea acestui moment, pentru că ea vede în Iisus Hristos un profet, iar Iisus Hristos, fără să facă niciun moment o judecată, o abordare morală a acestei femei, a vieții sale, îi se descoperă ca fiind un proroc, un profet. Femeia înțeleaptă și inteligentă mută discuția și mai la înălțime teologică și, văzând că are de față cu un profet, care de-a face cu un profet, o întreabă dacă este bine să ne închinăm pe muntele Garizim, unde ea avea templul la care se închina, sau să ne închinăm pe templul din Ierusalim. Deci de la un moment de discuție aparent banală, de la un pic de apă pe care Hristos îl cere și apoi de la discuția despre viața ei, se trece la o înălțime teologică și anume aceea faptului că ea își pune probleme foarte importante legate de viața sa duhovnicească, de interiorul ei, și încearcă prin întâlnirea cu Hristos să descopere dimensiunea interioară a religiei noastre, a credinței noastre, a trăirii noastre. Sunt aspecte ale lucrării darului Duhului Sfânt pe care Hristos le descoperă, și anume libertatea pe care o are Hristos atunci când se întâlnește și vorbește cu această femeie, generozitatea, pentru că oferă acestei femei de alt neam, de altă religie și de alt sex, această mare șansă de a fi cea căreia îi se descoperă ca profet, și apoi interioritatea de care avem noi toți nevoie pentru a trăi pe deplin, plenar, întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Iisus Hristos îi spune că va veni vremea când cei care vor fi plăcuți lui Dumnezeu vor fi cei care se vor închina în Duh și în adevăr. Și tot El spune: și a venit. Și a venit pentru că, așa cum știm, Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Adevărul se află în acel moment în fața acestei femei. Și El îi spune în mod direct: eu sunt Mesia. Eu sunt Mesia este o descoperire pe care o face, arătându-și identitatea sa adevărată, mai întâi om cu neputințe, purtând neputința firii omenești,
și apoi Dumnezeu adevărat și Mesia, Cel care mântuiește lumea. Este o Evanghelie foarte frumoasă și impresionantă, care ne ajută să înțelegem mai întâi de toate că toți pentru a trăi cu adevărat credința noastră creștin-ortodoxă și pentru a avea o întâlnire vie, reală cu Dumnezeu, trebuie să fim niște oameni liberi, niște oameni care primim ceea ce ni se oferă, darul lui Dumnezeu, și niște oameni care știm să trăim în taina noastră interioară această întâlnire cu Dumnezeu. Legile, canoanele, regulile care le avem în jurul nostru, care sunt și în biserică, trebuie să ne ajute și să ne trezească în a trăi cu adevărat această întâlnire și nu să ne oprească, să ne împiedice. Femeia samarineancă îl întâlnește pe Hristos, iar Hristos, ca om care însetează, care obosește, care se întâlnește cu această femeie la ora 12, în mijlocul zilei, sub arșița lumii în care trăim, este și chipul fiecăruia dintre noi, care suntem ca și femeia, cu o viață dezordonată, cu o viață ne la locul ei, dar care îl avem în fața noastră pe Hristos, care asumă firea noastră omenească pentru a transforma. Să-L rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos să ne dea această putere de a urma femeii samarinence care, în întâlnirea sa cu Hristos, îl descoperă pe Duhul cel Sfânt și primește acest har. Pentru că, așa cum ne spune Cartea Viețile Sfinților, această femeie samarineancă va primi numele de Fotini, de la numele Fotos al Luminii, din limba greacă, pentru că ea și-a iluminat viața primind darul Duhului Sfânt și a iluminat, a adus lumină samarinenilor din orașul respectiv, pentru că Evanghelia ne spune că a fugit în oraș spunând: veniți să vedeți un om care mi-a spus toate. Ea este sărbătorită în Biserica Ortodoxă pe 26 februarie și este de fapt luminița din limba română, care are această mare binecuvântare de a purta numele unei femei care a transmis vestea mântuirii într-un întreg oraș, într-o întreagă regiune, și în același timp are această misiune, ca și ea la rândul ei, să aducă vestea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Amin.